Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am spus, încet, încet cu pași mici mă reîntorc pe canalul de YouTube cu tutoriale noi. Astăzi vom lucra împreună această floare, pare un buchet de panseluțe. Se poate executa în diferite nuanțe, în diferite culori, în funcție de preferințele dumneavoastră. De asemenea, la aceasta puteți folosi diverse bucăți de fire care v-au rămas de la alte lucrări, deci le puteți valorifica. După cum vedeți, eu am lucrat acum în două culori. Dumneavoastră veți alege culorile pe care le doriți în funcție de firele disponibile. Am lucrat cu croșetul numărul 3 și jumătate, nu știu dacă se vede aici în fața camerei, croșetul 3 și jumătate. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de acul gros pentru cusut lână, pentru a putea ascunde firele și, bineînțeles, firele, așa cum vă spuneam, în funcție de ceea ce aveți dumneavoastră, în funcție de culorile care vă plac. Eu voi încerca să îndrept camera în jos pentru a reuși să lucrez în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce execut. Voi începe mijlocul florii cu culoarea galben, voi face cercul magic, modelul, chiar dacă pare greu, să știți că este foarte ușor și foarte rapid de executat. Eu folosesc bucăți, resturi de fire de tipul Bravo și voi începe lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând piciorușe duble în interiorul cercului magic. Vom avea nevoie de un număr de 24 de piciorușe duble. Am executat deja 3, îl voi face pe cel de-al patrulea, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 24 de piciorușe duble. Am executat cele 24 piciorușe duble, acum voi închide rândul cu piciorușa alunecată în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Și voi continua lucrând un număr de 3 piciorușe, de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț de separare, după care voi intra în următorul picioruș, lucrând un picioruș dublu. Un ochi de lanț. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi lucra din nou un picioruș dublu, după care voi face un ochi de lanț. Deci acest rând vom lucra în corespondența fiecărui picioruș din primul rând, vom lucra un picioruș dublu și piciorușele între ele vor fi separate de un ochi de lanț. Vom continua, făcut un ochi de lanț, voi face un nou picioruș dublu, un ochi de lanț, picioruș dublu, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului cu 24 piciorușe duble separate între ele de un ochi de lanț. Aceasta este ceea ce obținem.
am lucrat cele 24 piciorușe duble separate de un os de lanț. Acum voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat, iar apoi cu fir alunecat mă voi îndrepta în spațiul dintre primele două piciorușe. Aici voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, iar apoi în interiorul aceluiași spațiu voi face un nou picioruș dublu. Deci vom avea în corespondența unui spațiu două piciorușe duble. După care mă voi îndrepta în următorul spațiu liber și voi lucra alte două piciorușe duble. În felul acesta, lucrând de jur împrejur, la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe duble. Nu este nevoie de ochi de separare, deci vor fi toate unite între ele. Vedeți, în corespondența fiecărui spațiu lucrăm două piciorușe duble. În felul acesta se prezintă, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, unde am obținut un număr de 48 de piciorușe duble. Acum vom închide rândul cu picioruș alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. După care voi abandona culoarea galbenă și voi atașa culoarea verde. Voi pune culoarea verde și voi începe lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț. Unul l-avem deja format cu culoarea galbenă. Voi trage bine firele în spate. Voi lucra pe cel de-al doilea, apoi cel de-al treilea. Și voi face un al patrulea ochi de lanț, care va fi ochi de separare. După care, ținând pe spate capetele de fire, voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu, fiind atentă să prind și firele din spate. În acest fel le voi da siguranță, un ochi de lanț. Voi face un următor picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, un os de lanț de separare. Acum voi tăia firul galben și voi continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Voi lucra un picioruș dublu, apoi un os de lanț de separare, iar în același timp voi da siguranță și firelor din spatele lucrului. În felul acesta, la capătul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Sper că reușiți să vedeți ceea ce lucrez. Oricum, modelul în sine este foarte ușor, iar această floare poate fi o frumoasă aplicație în bucătărie, de exemplu, și
și o putem utiliza ca și, chiar și cu o lumânărică în mijloc. Se face un delanț pe care voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu, un delanț. După cum vedeți aici pe spate, am ascuns firele și noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am ajuns la capătul rândului, aceasta este ceea ce am obținut după ce am lucrat în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci am lucrat un picioruș dublu separat de un ochi de lanț. Astfel avem 48 de piciorușe duble separate de un ochi de lanț între ele. Chiar dacă mă repet, repet aceasta pentru că să se înțeleagă exact. Acum voi închide rândul cu piciorușa alunecată în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și din nou cu piciorușa alunecat mă voi îndrepta către mijlocul spațiului dintre primele două piciorușe de la începutul acestui rând. Aici voi abandona culoarea verde, voi scurta firul și voi adăuga culoarea albă. În același mod voi atașa culoarea albă și pe spatele lucrului voi prinde cele două capete de fire pentru a le da siguranță. Cu alb vom lucra un număr de 3 piciorușe scurte. Un număr de 3 ochiuri de lanț, vă rog să mă scuzați, care va fi un picioruș dublu. În interiorul aceluiași spațiu voi lucra al doilea picioruș dublu, trage bine firele în spate pentru a le fixa cum trebuie, după care voi face un ochi de lanț de separare și mă voi îndrepta către următorul spațiu liber. Voi lucra și aici două piciorușe duble. Apoi voi face un ochi de lanț de separare, după care voi continua în următorul spațiu cu alte două piciorușe duble. Un ochi de lanț de separare, iar în următorul spațiu dintre două piciorușe voi face alte două piciorușe duble. Deci în felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. În spațiul dintre două piciorușe vom lucra două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Aceasta este ceea ce am obținut până acum, după ce am lucrat în fiecare spațiu dintre două piciorușe, două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Acum eu voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. De la începutul acestui rând voi închide cu picioruș alunecat. Deci am închis acest rând cu fir alunecat. Din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta în spațiul dintre cele două piciorușe, iar aici voi face din nou schimbul de culoare. Eu voi adăuga
o culoare blu, un albastru palid, și cu acesta voi face un piciorul scurt în interiorul acestui spațiu. Voi trage bine firele în spate. Deci aici voi face un piciorul scurt. După care mă voi îndrepta în spațiul următor, dar mai întâi voi lua odată firul pe croșet și în interiorul spațiului următor voi face un număr de 8 piciorușe duble. Vom forma un evantai. 2, 3, 4, 8-lea. Deci am format aceste vantai de 8 piciorușe duble, iar în următorul spațiu voi face un picioruș scurt. Acum voi scurta firul alb. După cum vedeți, pe spate am dat siguranță tuturor firelor pe care le-am adăugat, iar acum, ținând și firul alb în spate, voi lucra în următorul spațiu un nou evantai format de 8 piciorușe duble. Și cel de-al 8-lea piciorul dublu. După care, în următorul spațiu dintre cele 4 piciorușe duble, se face din nou un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra întreg parcursul rândului. Deci în interiorul unui spațiu vom face un picioruș scurt, iar în interiorul următorului spațiu vom face aceste evantaie formate de 8 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând, dar nu înainte de a face un nou evantai. În felul acesta vedeți încă o dată ceea ce trebuie să executăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
parte vantajul, iar în interiorul spațiu vom face un piciorul scurt. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am terminat și acest rând, am făcut ultimul levantai și vom închide cu piciorușa alunecat în primul picioruș scurt pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Eu acum chiar voi tăia firul, voi tăia pentru că voi adăuga o altă culoare. Voi închide. Și voi adăuga această nuanță de albastru un pic mai închis. Voi intra acum din nou în piciorușul scurt pe care l-am făcut și voi lucra un piciorul scurt, după care voi continua ca în corespondența fiecăruia dintre piciorușele duble din evantaiul pe care l-am lucrat, vom face un picioruș scurt. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu, vom avea un picioruș scurt. În felul acesta. Avem deja două. Cel de-al optulea, iar în corespondența piciorușului scurt dintre evantaie vom face un picioruș scurt. Vom continua astfel lucrând piciorușe scurte pentru un număr de 5 evantaie. Acestea vor forma prima parte a lucrării noastre. Deci vom continua pentru cu piciorușe scurte pentru un număr de 5 evantaie. Noi ne întâlnim la capătul acestor 5. Am lucrat pentru un număr de 5 petale, piciorușe scurte cu culoarea albastră mai închisă. Acum voi intra în piciorușul scurt dintre aceste evantaie pe care le-am format la început. Voi trage un pic firul în afară și voi intra în primul picioruș scurt de la prima petală, unde am început prima petală. Voi trage firul în felul acesta și voi închide aceste două părți, după care voi face din nou un ochi de lanț. Vedeți, vom obține această formă. Acum voi continua din nou să lucrez piciorușe scurte în interiorul a două evantaie. 1 Trebuie să fim atenți să nu greșim, pentru că dacă greșim, floarea nu va mai avea forma dorită. 2 3
atâta vieți nu am intrat în interiorul piciorușului. Aici avem 7. Cel de-al 8-lea picioruș scurt. Am ajuns la piciorușul scurt dintre cele două levantaie, voi face un picioruș scurt din nou. Voi continua cu piciorușe scurte în cel de-al doilea levantai. Trebuie să numărăm întotdeauna, să fim atente, să avem 8 piciorușe și să intrăm exact în interiorul piciorușului, pentru că altfel forma florii nu va mai fi cea dorită. Sper că se vede ceea ce fac. Nu este încă de vreme. Am lucrat și cele 8 piciorușe scurte de la cel de-al doilea levantai. Am ajuns în piciorușul scurt dintre levantaie. Voi lucra în picioruș scurt. Voi trage firul și apoi mă voi întoarce cu acest colț și voi intra în penultima petală. Deci aici prima parte a florii are 1, 2, 3, 4, 5 petale. Eu voi intra în piciorușul scurt dintre petala a 4-a și a 5-a. Voi intra aici, voi trage firul. Prin interiorul acestui picioruș, voi face un picioruș scurt și vedeți, deja începe să se formeze floarea. Și voi continua acum din nou cu piciorușe scurte pentru un număr de 4 evantaie. De data aceasta vor fi doar 4. Și apoi veți vedea de ce. Deci cu atenție să prindem fiecare picioruș, să executăm în mod corect. Și vom lucra astfel pentru un număr de 4 evantaie, scuzați. Terminat primul evantai, nu uitați de piciorușul scurt dintre evantaie, pentru că și el este important, așa, și vom continua lucrând. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 4 evantaie. Am ajuns la capătul celui de-al 4-lea evantai, după cum vedeți, 1, 2, 3, 4. Voi face piciorușul scurt de aici, dintre evantaie, deci îl voi lucra, voi trage din nou firul și mă voi întoarce aici unde avem aceste 3 petale. Voi număra 1, 2 și între cea de-a doua și a treia, unde este piciorușul scurt, de aceea vă spuneam că este foarte important piciorușul scurt să-l lucrăm. Deci voi intra în piciorușul scurt și voi trage firul, închizând, voi face un nou picioruș scurt și uitați-vă că în felul acesta am format cea de-a doua
fruntea de-a doua floare. Vedeți? Acum din nou vom continua lucrând piciorușe scurte pentru un număr de două evantaie. Deci din nou două evantaie vom lucra cu piciorușe scurte. Nu uitați piciorușul scurt dintre acestea. Noi ne vom întâlni când vom termina și aceste două evantaie și vom continua cu lucrarea noastră. Uitați-vă ce frumos se vede. Ne vom întâlni la sfârșitul celor două evantaie. Am ajuns la capătul celor două evantaie. După cum vedeți, am 1, 2. Voi intra în piciorușul scurt care delimitează. Voi trage din nou firul și voi întoarce lucrul în felul acesta și din nou vom număra la floarea deja formată 1, 2, 3, 4 și după a patra petală vom intra în piciorușul scurt și vom trage firul. Să știți că mie îmi tremură încă mâinile pentru că nu m-am vindecat bine după problemele care le-am avut. Așa. Și uitați-vă că am obținut din nou cele trei petale. Acum vom continua din nou lucrând un număr de patru evantaie. Deci în patru evantaie vom face piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestor patru evantaie pentru a forma următoarea floare. Nu uitați întotdeauna de piciorușul scurt care delimitează evantaiele. Am ajuns la capătul celor patru evantaie. După cum vedeți, am 1, 2, 3 și 4. Acum voi intra în piciorușul scurt dintre evantaie. Voi face un picioruș scurt. Din nou voi trage firul și mă voi întoarce din nou aici unde avem cele trei petale. Și vom număra 1, 2 și între cea de-a doua și cea de-a treia vom intra în piciorușul scurt. Vom extrage firul, exact cum am făcut și mai înainte. Voi face un picioruș scurt și uitați-vă că am format și cea de-a treia floare, după cum vedeți. Deci avem un număr de trei flori lucrate până acum. Vom continua cu piciorușe scurte în interiorul a două evantaie. Deci piciorușe scurte, de un număr de 8 în fiecare evantai și nu uitați să e piciorușul scurt dintre aceste evantaie, pentru că, așa cum ați văzut, el este foarte important în lucrarea pe care o efectuăm. Deci ne vom întâlni după ce vom lucra și aceste două evantaie. După cum vedeți, am lucrat din nou două evantaie. Voi intra în piciorușul scurt dintre acestea. Voi lucra un picioruș scurt și așa cum v-ați obișnuit, voi trage firul. Mă voi întoarce la floarea mare, floarea principală. Și voi număra 1, 2, 3 și a patra petală. Și voi intra, deci avem 1, 2, 3, 4, aici este cea de-a cincea. Voi intra în piciorușul scurt dintre petala a patra și a cincea. Și voi închide. Voi închide cu fir abunecat, așa cum ați văzut că am făcut până acum. Se face un piciorul scurt. Și după cum vedeți, avem deja trei flori. Și
ei vom continua acum lucrând piciorușe scurte în trei evantaie, deci doar trei evantaie de data aceasta vor trebui lucrate. Nu uitați de piciorușul scurt dintre ele. Noi ne vom întâlni după ce vom termina de lucrat piciorușele scurte în trei evantaie, nu uitați. Am lucrat cele trei evantaie, după cum vedeți, 1, 2, 3. Acum voi lucra piciorușul scurt dintre acestea. Deci voi face un picioruș scurt, un pic, așa, voi face un picioruș scurt, voi trage un pic firul și voi împinge aceste două evantaie care ne-au rămas, le voi împinge în spate și voi intra cu firul în piciorușul scurt după ce am lucrat prima petală, deci între prima și a doua petală de la prima floare avem piciorușul scurt. Noi vom intra aici și vom uni. Aici este piciorușul meu scurt. Voi uni cu piciorul alunecat. Așa. Iar acum mă voi întoarce la aceste două evantaie care mi-au rămas nelucrate. Voi lucra mai întâi primul evantai. Voi face piciorul scurt. 1. Aici este nevoie de un pic de atenție. 3. Cel de-al optulea picioruș scurt. Voi intra în piciorușul scurt dintre evantaie. Voi face piciorul scurt. Voi trage firul și mă voi întoarce din nou aici unde avem aceste trei petale. Vom intra în corespondența piciorușului scurt dintre, numărăm una, două, dintre a doua și a treia petală. Deci în corespondența acestuia vom intra, vom închide cu fir alunecat, voi face un picioruș scurt, după care voi continua să lucrez ultimul arc care mi-a rămas. După cum vedeți, deja s-au format cele patru flori. Aici suntem pe ultima sută de metri, deci vom lucra cele 8 piciorușe scurte de la ultimul evantai. Okay.
aici avem piciorușul scurt dintre evantale, unde vom închide lucrarea noastră. Deci voi face un picioruș scurt în corespondența acestuia. Și voi închide lucrarea. Voi tăia firul. Apoi, bineînțeles, vom ascunde toate firele care le avem, care ne-au rămas în urma lucrării. De aceea am spus că avem nevoie și de acul mare pentru cusut lână. Uitați-vă ce frumusețe a ieșit. Voi încerca să ascund toate aceste fire. Ne întâlnim după ce am ascuns toate firele rămase. Am terminat de ascuns și firele. Aceasta este ceea ce am obținut. Așa cum vă spuneam, acesta poate fi un frumos mileu pentru bucătărie, un mileu în formă de panseluță, poate fi și un frumos suport pentru lumânărică. Uitați-vă cum pun eu aici, în felul acesta. Sper să vă placă ceea ce am lucrat astăzi. Sper să lucrați și dumneavoastră, să văd pe pagina grupului lucrate după tutorialele mele. Cine urmărește din întâmplare aceste tutoriale și le face plăcere, se pot înscrie pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Totul este gratuit, chiar dacă nu toate tutorialele de la început, de când filmez, nu sunt atât de perfecte. Încet, încet mă specializez, încet, încet mi-am luat aparatura necesară pentru a reuși să filmez în mod cât mai corect și cât mai exact. Dacă aveți nedumeriri în privința lucrărilor pe care le-am lucrat până acum sau chiar și la acestea, nu ezitați să scrieți. Eu sunt Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc pentru atenție, scuzați, camera s-a deplasat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă tuturor. La revedere! Aceasta este imaginea de ansamblu.